Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe itassistent.org. Numele meu este Mihai și în tutorialul ăsta o să începem un proiect. Și când spun proiect, mă refer la modelare plus aici o animare a unui Spider-Man. Înainte de toate, repede, repede, repede de tot, o să vă arăt un site. Se numește The Blue blueprints.com. Așa, trebuie să vă faceți un cont. Dacă mergeți la The Blueprint Database, o să aveți aici blueprint-uri așezate pe categorii. Blueprint-urile sunt desene, de obicei doar conturi, dar sunt am văzut și exemplare color a unor obiecte, forme, care ne ajută pe noi în programul de 3D să modelăm mai ușor. Așa, da, deci de aici puteți să descărcați ce aveți nevoie în materie de blueprint-uri în cazul în care ați vrea să faceți o mașină, motocicletă, pistol, eu știu. Așa, ca să nu stăm să-l mai căutăm acum, o să vă las eu link spre această imagine în descrierea tutorialului. O descărcați, o salvați și trecem la treabă. Mai întâi o să mut editorul de materiale aici jos. Pentru că în momentul de față nu ne este de niciun folos. Așa, și cel de coordonate. N-am. O să mergem în front și o să aruncăm imaginea noastră și în side, în right. Și vom fiind în front, o să aducem imaginea cu modelul nostru pe mijloc, cea cu el privind din față. Pentru asta mergem la Edit, Config și în Attribute Manager, la Back, la Offset X. Tragem de valorile astea. Așa, până ce vom avea modelul nostru plasat aproape pe mijloc. Da. Trebuie să recunosc că imaginea asta nu e cea mai bună din lume, dar pentru ceea ce vom face noi este destul de bună. Ok. Inside. Vom repeta această figură, da, să fie pe mijloc cel cu Spider-Man privind într-o parte și acum îl vom calibra. De la filter am debifat gridul că era foarte stresant. O să facem un cub. Am. Și o să-l întindem până în creștetul capului Spider-Man-ului. Și vom vedea. În niciun caz nu trebuie să apară neregularități, cum îmi apare mie aici. De ce? Ce sau despre ce neregularități este vorba? Să aducem marginea cubului exact pe creștetul capului Spider-Man-ului. Iar vedem că aici nu. Cubul, punctul acesta de referință, nu atinge creștetul capului. Așa, va trebui să scalăm imaginea. Din nou, Edit, Config, Back. Și la Size pe Y adăugăm două puncte. Apăsăm pe săgețica asta de sus de două ori, chiar de 3, 4, 4. Da.
deci de 4 aici. Da? Așa. Și putem să ștergem cubul. Și acum, pa 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 pam. Da. O mai facem cu un cub. Cub o să lui cub o să-i dăm un segment pe X și cam atât. Facem editabil. Mergem în front. În front ridicăm cubul până ce se întâlnește cu partea aceasta de musculatură, da? și dăm un T, un T pentru scale. Așa. un E pentru move, să ridicăm înapoi, iar un T iar un T pentru scale. Da? Iar un E pentru move. iar T pentru scale. Atât. Așa. Așa ne putem orienta și după umbre. În funcție de umbre, vedeți, da, îi putem deduce musculatura. Așa. Am atât. Așa. Ok. vom merge aici, da? Am aceeași figură cu scale-ul, o repetăm și aici, încât obiectul nostru să se încadreze în în contul imaginii. Așa. Putem selecta unealta de selecție și cu use point tool selectăm punctele acestea din marginea stângă și le dăm un delete. Da, ca să avem doar jumătate, îl vom modela doar pe jumătate, după care vom aplica pe el un hypernals și un symmetry cât să ni-l dubleze. Ok. Mergem și selectăm use polygon tool și selectăm poligonul acesta. Apoi ne ducem în front. Dăm un extrude. Așa. Cum îl vom extruda în sus. Atât. Îl mai extrudăm o dată până unde am percepe noi începutul mâinii, da? Așa. Și încă o dată până la umăr. Așa, și avem această formă. Putem merge la Rectangle Selection și la Use Point Tool. Și o să începem să mutăm vertex. După ce debifăm Only Select Visible și mai selectăm o dată. Așa. Încercăm să ne
pliem cât mai bine pe contur. Putem bifa tolerant selection în cazul, deci când nu e bifat și selectăm așa, se face o selecție asupra tot ce intră complet în pătratul ăsta, în dreptunghiul ăsta de selecție. Dacă eu selectez așa, nu se întâmplă nimic. Schimb dacă bifez opțiunea asta și selectez așa, îmi selectează și opțiunile care nu intră complet, da? Le selectăm, le dăm un connect, putem merge înapoi la use point-ul, ni le-a conectat. Așa, putem să le ridicăm ceva mai sus. Da. Acum noi o să tot conectăm și tăiem și mutăm puncte pe aici. Asta nu înseamnă că o să stau să spun de fiecare dată aia, mutăm punctul ăsta, conectăm astea, pentru că probabil o să vă săturați. Atunci când este ceva de spus sigur, sau mai mult ca sigur, voi menționa. Așa. Ok. Connect. Da. Lăsăm punctul ăsta mai jos. Așa, pe acesta îl vom duce la încheietura piciorului, ca să zic așa. Și avem forma asta. Da? Să ne așezăm un pic și pe side. Așa, aici va trebui să intuim pe unde va coborî spinarea, pentru că nu putem vedea spatele complet din cauza mâinii. Suntem băieți deștepți. Vă folosiți și voi în cazul ăsta instinctul. Folosiți forța. Da? În față vom face același lucru. Vom abia un Spider-Man musculos. Și așa trebuie. Da, e bine. Acum putem merge la Polygon Tool, debifăm Only Select Visible. Da. Selectăm partea aceasta. Îi dăm un T.
pentru scale, un T, da? Și o scalăm până va ajunge, până ce marginea aceasta va ajunge pe undeva pe aici, pe contur pe aici, da? Așa. A, poate că e mult atât. Atât e bine. Așa, putem aplica peste el și un Hibernators. Ținem alt apăsat și dăm un click pe Hibernators. Hibernators. Da. Așa. Avem aici un abdomen foarte, foarte masculin. Merge și vom replasa câteva puncte. Mutăm punctele din interior, din interior mai în interior. Totuși să păstrăm un pic de paralelism. Da, ar fi ideal. Nu vă lăsați derutați de mână. Aici vom plasa vertexii ăștia pe modelul mâinii. Așa, sau pe modelul umărului, așa cum am percepe noi că ar începe. Ar începe mâna, da? Ok. Atât. Haideți să vedem cum arată. Ok, arată mai bine.
putem sau putem vom conecta aceste trei edge-uri. Așa sau nu. Mai bine. Vom merge cu knife pe visible only, setările default și cu shift apăsat tragem o linie astfel încât să ne creeze o tăietură relativ dreaptă. Da? E bine. Așa, apoi vom selecta astea. Și întâi să sim asta. Vom sui liniile acestea ceva mai sus. Atât. Am. Și acum mergem și le dăm un extrude, 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 extrude. Da, atât. Cu use point-ul ne pliem repede pe figură. Atât. Ok, only visible. Tragem puțin mai mic în exterior. Și avem un umăr. Foarte șmecher umărul, dacă mă întrebați. Așa. Da, putem să și salvăm. Save as. Ok. Așa. Selectăm aceste două poligoane de jos și le dăm un delete. Așa. Atât. Și mergem și creăm un cilindru. R pentru rotation.
Ok, un E pentru move. Momentan e prea lungă. Așa. Mergem în perspective la silindă. Caps, la caps, ne bifăm caps, nu avem nevoie de capete. Iar la basic s-au deranjat culorile pe aici. Nu e nicio problemă oricum. Vom aplica pe el un îl vom textura la sfârșit cu body point, deci culoarea notă de față este irelevantă. La chord, la object, la height segment vom da 6. Ok. Și îl vom face editabil. Ah. Putem să mergem în front. Și să modificăm sau să-l tăiem. Mergem la structure, knife. Ok, iar cu knife mergem de pe line pe loop. Așa. Și vom aplica câteva tăieturi. Oricum vom mai modifica pe aici. Ok. Așa. O să ne așezăm puțin pe contur. Vrem să avem un model cu mușchi, să le placă fetelor, eventual. Ok. Da. Așa. Ok. Mai dăm un knife aici, îl mai tăiem un pic. Așa.
pe partea aceasta mâna e dreaptă, așa că vom merge în front. Și înainte de toate vom muta toată mâna sub umăr, da? Înainte de a-i face orice modificare. Iar acum, începând cu punctele acestea pe care o să le tragem în părți, așa. Ok. Ok, în orice caz, când modelați fie pe baza unui blueprint sau a oricărui fel de referință, referința trebuie să fie doar orientativă. Nu cred că ați va ieși ceva dacă ați copia motamo ceea ce vreți să realizați. Da. Ok. Exterior aici. Da. Astea două cuburi, de fapt cilindru din care am modelat mâna și cubul din care am modelat corpul, dăm un connect plus delete. Iar acum, pa 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 pa, vom începe să conectăm puncte, da? Mai întâi bifăm only select visible ca să nu ne selecteze aiurea și nedorit. Dăm weld și vom tot face chestia asta. Ok. Weld. Ok. Atât. Așa, să aplicăm asta în eyebrows, să vedem cum arată. Arată bine. De dragul modelului am să-i dau un save. Obișnuiesc să păstrez modelele pe care le lucrez în
tutoriale. Da. Cam atât pentru astăzi. Hai să aplicăm și Symmetry, o să vedem Symmetry, da? Vedem ce am obținut până acum. A. Avem asta, arată destul de bine. Ne vedem în tutorialele viitoare, unde vom continua cu restul detaliilor. Da? Până atunci vă spun la revedere.